Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt o chestie foarte, foarte ciudată. Am aici de Phalaenopsis. Cumpărată, cred că au cu 3 ani, dacă nu mă înșel, știu că am fost plecată și aveam eu obiceiul pe unde mă duc să-mi cumpăr cu o orhidee, așa ca, ca amintire. Dacă și voi faceți la fel, vă să-mi scriți în comentarii pentru că sunt foarte curioasă. Bun, și am cumpărat această orhidee, de parcă mici, bros cumva, parcă aveam și un nume pentru ea, nu mai știu acum, nu mai vine, dacă vreți, mă interesez și caut, sigur am notat pe undeva, dar nu, asta contează acum. Bun, când am cumpărat-o, avut numai și oricum destul de multe tișe, vreo 3, 4, chiar nu mai știu. Cred că trebuie să, trebuie să caut mai întâi pozele mai vechi, dar asta mai puțin contează. Oricum, să zicem că a avut 3-4 tije mai vechi. Apoi am fost toată prima înflorire, nu a fost spectaculoasă, a doua oară, așa și așa. Și a treia, practic această tijă, de aici, când am văzut cât de groasă este, zic, mamă, zic, să vezi de flori să-mi facă super bogăție. Creșe, crește ce crește, tijă că e groasă în continuare, oh, super, face multe flori, super minunat și crește și mai crește și tara. un chichi! făcut un pic de focus, care are și prima lui tijă chiar aici. Abia așa să-mi Bun. Am înțeles. Asta e să mai întâmplă. Adică nu e o chestie normală ca orhidee să facă gheghi. Bine, n-are nicio problemă la coalet sau pe undeva. Adică ea se dezvoltă perfect normal. Doar că din nou mai face o tijă. Spun, dacă ai energie și pentru cheii și pentru încă o altă tișă, mă, înseamnă că e bine. Totul bine și frumos care și din nou și de această dată tișa groasă, zi, mamă, face la flori, ce să mai rămân cu cura căscată? No, nope, din păcate, tot cheichii, vreau așa mulți cheichii, nu prea mai cred că mai vreau. Nici vreo orhidee ultra mega deosebită, nu e nici, wow, nu e nici bau, știți? De ce aș avea nevoie de niște Mai ales că, mai ales că, nu prea să mai găsește acel moș pe care îl folosesc, sfangul. Nu prea să găsește și la calitatea dorită de mine, ar trebui să rectific. Se găsește, dar nu în varianta dorită de mine. Eu prefer să cumpăr compresat, sper că așa o să numește, sper că nu greșesc, adică varianta cărămidă, Pare ca o cărămidă, ușoară ce drept, iar atunci când ne lăsată în apă, se hidratează și, și modifică dimensiunea de nu știu câte ori. De 4, 5, habar n -am. Și eu varianta ce o caut, dar nu găsesc. Am tot fost întrebat, unde cumpăr măști, unde cumpăr măști, unde cumpăr măști. E, nu mai cumpăr de nicăieri, că nu mai găsesc ce îmi doresc. Bine, aș putea cumpăra de pe eBay, de pe Amazon, de pe site-urile astea așa. Dar nu am cumpărat niciodată și da, e acea chestie pentru a face un lucru nou care nu știu exact cum o să întâmple, cum o să fie, cât o să coste transportul, oare să merită, oare nu se merită, în sfârșit. Probabil până la urmă, dacă nu o să găsesc și nu o să găsesc, probabil o să cumpăr de pe undeva, nu știu, Amazon, eBay, abarnam. Dacă nu o să am alte variante, o să ajung acolo. Pentru că, repet, eu vreau varianta aceea tip cărămidă, nu vreau varianta care a fost cândva cărămidă, a fost hidratată și pus la grămadă. Credeți-mă, contează enorm de mult. Am luat și așa și așa. Și știu, exact despre ce trebuie să înțelegeți și voi la ce mă refer eu, dar diferența este enormă. Una e ca eu să hidratez așa acea cărămidă, să o hidratez eu acasă, pentru că eu știu cum o așez, știu cum mă îngrejez mai departe de acel mușchi să fie totul bine și alta e să le iei, nu știu, la o punguță mai micuță, care oricum s-a ocupat altcineva de hidratare mușchiului și care oricum este foarte, foarte strâns așa le lepăcăt și nu e ce trebuie. Mă rog, să revenim la uh, subiectul de astăzi, cum că am lămurit uh, problema mușchiului. Bun, și a apărut, cum spuneam, cea de-a doua uh, tișă, mă rog, a doua tișă, și zic că la casa cea mea că o să facă multe, multe, multe flori. Și de această dată avem un kiki. Da, nu prea sunt eu mulțumită de kiki. Nu este o chestie ieșită din comun, se poate întâmpla oricând, că eu nu-mi doresc focus, te rog, că eu nu-mi doresc este partea a doua. Că se întâmplă, asta este, se întâmplă. Bun. Am zis, mă, asta e, nici tu nu să faci flori, asta e. Și am observat că acest keiki are o cutișă aici. Și apoi am observat că are și mamei ca o tișă. Acum să mai am încredere în tișa asta, ia ziceți voi. Să am încredere în tijă asta? O să facă tot keiki sau o să facă flori? Voi ce ziceți? Bineînțeles că o să revin cu un update. Fie peste două luni când probabil se vor forma bobocii, așa, probabil două luni cred că și în bobocii, fie mai devreme când deja o să-mi dau seama că nu e ce trebuie, adică e tot un keiki. Voi ce crezi că o să fie noua tișă de aici? Ce crezi că o să fie? O să fie o tișă florală sau o tișă care va face în vârf tot un keiki? Apropo, am uitat să menționez un lucru foarte, foarte important. O orhidea poate face un keiki, mă refer la keiki pe tișă, în două moduri posibile poate să facă de pe un nod, vedeți nodul acesta de aici? Lasă că nu e focalizează. Deci, un keiki poate să apară din acest nodul acesta aici, sau exact din vârful tisei. Observați că și aici, focus te rog, că și aici este aceeași poveste, adică keiki nu s-a format pe un nod, cum se întâmplă în mod normal, s-a format în vârful tisei, acela lucru s-a întâmplat și aici. Nu s-a format din nod. Nu, s-a format în capătul, deci acum situația aici nu este foarte clară, pentru că acest kiki a mai crescut între timp. Dar aici situația este foarte, foarte clară, adică putea să formeze în acest not, să zicem, sau din oricare, Așa? Dar nu, a vrut să se formeze în continuarea tijei. Din experiența mea am observat că acest tip de kiki face foarte greu rădăcini. Eu un mai. poate au fost o excepție, nu am avut o mie de orhidee și o stă între ele să aibă acest comportament ca să pot să știu exact. Dar este strict părerea mea. Posibil să mă înșel, perfect adevărat acest lucru, posibil să mă înșel, dar din cât am observat eu face destul de greu rădăcini. Iar acesta are doar două rădăcini și acestea făcute de curând, iar puiul acest are. Are mult timp. Nu știu cât are. Are un an jumate. Chiar nu mai știu să văd dacă mi-au notat pe undeva. Are oricum mai bine de un an. Și rădăcinile acestea sunt de curând, de vreo lună, jumate, două. Chiar doar două rădăcini, fix două. m și mirat când ne am văzut. te hotărâi să faci două rădăcini? Parcă să mai vedea și de aici, undeva de aici. Scuze că nu e focus. Nu focus. Nu vrea focus. Deci undeva, deci parcă, parcă să mai văd și alte rădăcini. Dar da, până vom vedea ce va fi, aș apăra voastră în comentarii. Deci ce credeți că o să fie aici? Și și mai interesant ce o să fie aici? O să avem o tișă florală, dar rădăcina clar nu este, pentru că priviți diferența de culoare. Rădăcina este gri, iar ce crește de acolo, bănesc e o tișă, este verde și este și mai, nu e așa rotundă, dacă înțelegi ce vreau să zic, că se vede clar că nu e rădăcină. Eu zic că s-ar putea să fie o tișă florală. Ce a zis? Am făcut un keiki, l-am făcut și pe al doilea, mi ajunge, gata, hai să fac și flori. De ce cred asta? Pentru că și cake face, adică de ce ar vrea cake să facă un alt keiki? nu? da, o să fie mister total, dar mă gândeam eu acum, pentru că atunci când postez uh, update-ul la clipul acesta, peste două luni sau mai devreme, depinde, uh, pentru că vezi că tija aceasta nu este foarte mare, are vreo lună și jumate, cred. Deci dacă aceasta va ajunge la dimensiunea aceasta, o să-mi dau seama dacă va face cake sau flori. Vreau să spun de acest update, pentru că vreau să vă arăt ce face o până la urmă, ce ce sortare cum se zice, mă um, gândeam să nu-l fac public, că poate plictisesc, poate nu totul mai interesant. Și atunci o să las linkul, da, linkul la acel update în acest clip, în descriere și într-un comentariu. Așadar, dacă sunteți curioși peste vreo două luni, așa, cam ce s-a întâmplat cu orhidea și dacă a făcut un alt cheie, intrați tot în clipul ăsta, și căutați dacă e vreun link nou postat. Dacă e ceva nou postat, înseamnă că am revenit cu un update. Uh, da, abia aștept să văd ce o să întâmple. Sunt foarte, foarte curioasă. Și sper să fie floare data asta. Sper să fie floare. Măcar de data asta totuși. Adică cine vrea doi chichi. Pentru <gângh> că aminte cu ani în urmă, îmi doream enorm de mult să facă și alte în cheche, A văzut și eu de cake. A, ah, vreau și o cake. Nu mai vreau. Nu mai vreau, n-am nici. Bine, am găsit o alternativă până la urmă la Folosesc uh, substratul vegetal. Îl găsiți în Kaufland, în de um, de în magazin de genul acesta. Bineînțeles că există avantaje și există dezavantaje. Nu are aceeași consistență, nu e atât de moale precum acel mușchi, adică sunt ceva diferențe, deși avantaje și dezavantaje. Avem mare avantaj că, din cât am văzut până acum, nu prea s-a format alge, ceea ce este ce un lucru bun. Reține apa, dar da, dezavantajul acesta că nu e atât de moale, atât de, nu e atât de fin, atât de, nu știu, de soft ca moșchiul. Dar da, alternative avem, am chiar acum un kiki, vi-l arăt? Vi -l arăt. Și așa l am alunece mai mult decât trebuia, haideți că vi-l arăt. Ace acesta este kiki de care vorbeam, puișorul. Uh, are frunza un pic uh, arsă de soare, de soare, de aparatul acesta de aici. La început când era foarte, foarte ziratat, uh, frunzulța a fost mai fragilă și s-a ars puțin. Dar acum vă care încă o frunză nouă și să vă arăt rădăcine, pentru că ia să găsesc un loc ușor, pentru că rădăcine voiam să vi le arăt. Încă o chestie, vedeți că sunt ceva urme albe aici, eu am mai încercat să le curăț, dar nu s-au luat chiar toate. Această orhidee, mă rog, da, e un Această orhidee n-a -a avut rădăcini absolut deloc și a stat o perioadă în apă, cu frunzolița în apă. Și încă mai are aceste urme de apă, dar să vă dea rădăcini, cred că trebuie să-l apropo. Ia să vedem, ia uitați, una aici, de exemplu, să vede că trei este încă umed și aici și aici. Da, mai sus și pe aici, dar da, dacă auzi ceva zgomot, știți că este umidificatorul. Bun, deci, alternative sunt, note de bune ca, nu știu, dar da dacă tot am pornit discuția despre măști. Da. Bun, și cam atât despre această orhidee misterioasă. Abia aștept să văd ce face, aștept și părerea voastră în comentarii și ne auzim data viitoare și nu uitați că o să postez și un update. Eu așa am considerat ca să nu... Am fost că nu întotdeauna, una, nu știu, update-urile nu prea sunt căutate. Așa mi s-a părut mie, poate mă înșel. S-ar putea să mă răzgândești și să-l fac totuși public, nu știu, depinde foarte mult de impactul pe care îl va da acest videoclip. Dacă nu vă impact, adică vizionări, cu siguranță o să fac uh, update-ul, dar nu-l postez, adică nu-l las public, las doar link-ul. Da. Dar nu depinde acum și de voi. Bun, cam atât în acest clip, ne auzim data viitoare. Pa, pa!